Centrul de îngrijiri medico-sociale de la Bâcleș a fost transformat în centru pentru persoane cu dizabilități. S-a luat decizia reorganizării pentru a se evita desființarea și scoaterea în stradă a bătrânilor cazați aici. În același timp au fost salvate și locurile de muncă ale salariaților. Singura modificare este că nu o să mai fie medicii și asistentele plătite de la, prin Ministerul Sănătății, ci de la, prin bugetul Ministerului Muncii și prestărilor sociale. Vreau să știu, în momentul de față, câte persoane sunt acolo care beneficiază de serviciile Centrului Medico-Social, în momentul de față câte sunt, și care e diferența între ceea ce este acum și ceea ce va fi referitor la cei care beneficiază. Nu la angajați, am înțeles, angajați nu pleacă acasă, rămân toți pe loc, e foarte bine. Capacitatea centrului este de 40 de paturi, care toate sunt ocupate în prezent. La noi între bolnavi avem mai multe categorii de beneficiari. Avem bolnavi cronici și cazuri sociale. Cazurile sociale sunt acele cazuri care n-au prindere. Avem deocamdată 4 cazuri sociale care n-au locuință, n-au familie, n-au nimic. Iar în privința persoanelor cu dizabilități, avem 4 care au certificat cu încadrare în grav de handicap și încă 22 care este imobilizat la pat și la care se poate acorda și lor certificat de handicap. Decizia a fost luată și în urma unui raport al Curții de Conturi emis încă din anul 2014. Noi ținem cont de măsura din 2014 în 2016, în 2015, de ce nu s-a făcut? Ce întrebăm? Deci, ce atunci? Ministerul Sănătății a fost receptiv la situația expusă de noi și a făcut astfel de demersuri. În toamna anului trecut, constatând că nu s-a obținut avizul de la Ministerul de Finanțe, s-a renunțat la promovarea unui astfel de proiect de hotărâre. Pe toată această perioadă am beneficiat de înțelegere de la Camera de Conturi Mehedin și mereu s-a prelungit această măsură, așteptând soluționarea eventuală prin modificarea proiectului de hotărâre. În momentul în care s-a constatat că nu se mai poate promova proiectul de modificare a hotărârii de guvern 459/2010, am stabilit să luăm această măsură. Curtea de Conturi a constatat că în toamna anului 2012 angajările la centrul de la Bâcleș s-au făcut fără respectarea prevederilor legale și a cerut disponibilizarea unui număr de 12 salariați.